Biserica Sfântul Nicolae a parohiei Petricianca din protopopiatul Hliboca a fost sfințită joi, 19 septembrie, de preasfințitul Meletie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Cernăuțului și întregii Bucovine, fiind în fruntea unui sobor de preoți care au binevoit să fie părtași la această sărbătoare. Slujba a fost oficiată în două limbi, slavonă veche și română, marea majoritate a credincioșilor din acest sat fiind ucraineni. Biserica Sfântul Nicolae a fost construită la începutul veacului precedent și a constituit de-a lungul timpului sprijin spiritual pentru vrednicii enoreași din acest mic sătuc din cadrul primăriei Suceveni. Sfântul Lăcaș a beneficiat în ultimul an de lucrări de renovare și restaurare, realizate sub coordonarea preotului Gheorghe Levciuc, ajutat de credincioșii parohiei. Această biserică, deci, a mai avut mai mulți parohi, deci a slujit mulți ani și părintele Ilie Amare a slujit, care cu ajutorul lui tat s-a început construcția a clopotniței. După aceea a fost un părinte din Caminca, a fost care a slujit câteva luni, iar după cum țin minte, cu un an urmă, deci undeva la 1 august, aici a început a sluji părintele Levciuc Gheorghe. Și la 1 august el a început a sluji și pe 2 septembrie aici a început o reparație foarte mare a bisericii acestei micuți în cinstea lui Sfântul Nicolae. Deci, să spunem așa, inițiativa a fost din toate părțile, a fost inițiativa. Inițiativa a fost cum și din partea a paroh, a părintele paroh, cum și din partea a tuturor creștinilor care locuiesc în acest sat. Un an în urmă, protoiereul Gheorghe Levciuc a fost numit preot în această parohie și imediat a început mai multe schimbări. După renovările din interior și achiziționarea obiectelor de cult necesare pentru săvârșirea slujbelor și sfintei liturghii, a început și mochetarea bisericii. S-a schimbat tâmplăria, s-a realizat izolația Sfântului Lăcaș, după care s-a înlocuit tabla de pe acoperiș. Toate lucrările au fost făcute cu sprijinul credincioșilor. Fără emoții nu pot vorbi în această zi atât de însemnată pentru satul nostru. Într-un timp record, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, noi am reușit să facem acest locaș atât de frumos. E o construcție veche și este în patrimoniul istoric. Mulțumim lui Dumnezeu și oamenilor receptivi și harnici din sat pentru efortul deosebit. Trăim în mileniul 3 și ar trebui să ne schimbăm spre bine, să dorim să fim mai buni, mai indulgenți și mai binefăcători. Toți au pus umărul la renovarea acestui locaș, mai ales cei care au simțit chemarea spre a face bine aproape lui său, pentru a fi mai aproape de cele divine. Sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din Petricianca este un eveniment mare și binecuvântat pentru Biserica Ortodoxă în general, dar în mod special pentru comunitatea harnică și darnică a acestui sat, care se adună în biserica renovată pentru a păstra vie flacăra credinței ortodoxe strămoșești și a spori dragostea față de valorile spiritualității și culturii. Avem astăzi o bucurie foarte mare pentru satul nostru, satul Mititel. Nu e un sat mare, dar sunt foarte buni gospodari, oameni cu inimă bună. Au venit toți la biserică, toți au ajutat, toți au dat bani și cu munca oamenilor din sat, cu tot ajutorul din satul ăsta atât de Mititel, noi am făcut un lucru într-un an de zile cu un gospodar, un preot foarte, foarte bun. Oamenii tare l-au ascultat, tare au ajutat foarte mult, gospodinele de sat tare mult au lucrat la, într-un an de zile am făcut așa de mult lucru. Ca spațiu sacru de rugăciune, Biserica Sfințită este în același timp darul oamenilor adus lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta a devenit prin sfințire Casa Preasfintei Treimi, în care se adună creștinii rugători pentru a celebra în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi. De aceea, la sfârșitul slujbei de sfințire se cântă: Această biserică Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Prin urmare, o biserică în care se săvârșește sfintele taine ale iubirii eterne a lui Dumnezeu pentru oameni este un semn de binecuvântare asupra comunității credincioșilor din acest sat unde a fost renovată și resfințită această biserică.